Handbaliștii de la CSU Suceava au încheiat anul competițional 2023 cu o victorie spectaculoasă la Bacău. Condusă pe aproape întreg parcursul meciului, la un moment dat chiar la 6 goluri, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a revenit pe tabelă în ultimele 5 minute de joc, când a întors scorul de la 25 la 26 la 27 la 29. În primul rând vreau să-i felicit pe cei la echipa de handbal, care a făcut o frumoasă surpriză și a bătut la Bacău și aici o să-mi permit să vă citesc chiar o discuție a mea cu domnul primarul la Bacău, referitoare la meci, în cursul zilei duminică. Spune domnul viziteu, vă conducem cu 5 la 2 după 12 minute, îi spun eu, revenim până la final, fie o gazdă bună, Lucian, că așa-l cheamă. Spune el, suntem arbitrați corect, îi spun eu, super, înseamnă că câștigăm. Și la urmă, după ce am câștigat, el nu m-a mai sunat și eu spun, așteptam felicitări, Lucian, fii fair play. Și el spune, felicitări, bravo, nu pot reveni după șocul cu care am condus 96 de meci și pe final am pierdut, bravo. Da, bun, felicitări și echipa de handbal care a făcut un meci frumos la Bacău, care ne-a bătut cam totdeauna pe acolo. Și îți mulțumesc de ceea ce se întâmplă, chiar astăzi vă avea întâlnire la conducerea Universității și a clubului de handbal la ora 10 la universitate. La fel, ce pot să spun, fericit că n-am încotro și echipa de fotbal nu a terminat primul loc, primăria municipiului Suceava, după ce au dus acei 900.000 de lei justificări, le-a mai dat încă suma de 500.000 de lei în această, mă rog, în luni noiembrie și decembrie. Asta e situația, eu zic că avem o șansă reală să promovăm din nou în Liga a doua, vă spun de această dată în calitate de, în primul rând, de iubitor de fotbal, de chibis, cum se spune. Sper să aducem o bucurie cevenilor, să promovăm în Liga a doua, sunt șanse reale pentru că pretendențe sunt mai slabe ca anul trecut. Primarul Ion Lungu a precizat că în acest an municipalitatea a finanțat clubul CSU Suceava cu 3 milioane de lei și Foresta Suceava cu 1,4 milioane de lei.